Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10... Găsi, doamnelor și domnilor, de la această oră avem un subsecretar de stat în Ministerul Dezvoltării, un tânăr politician, este vorba de Dragoș Drăghescu. Bine ați venit în cadrul emisiunii noastre și vreau să ne spuneți și cu ce noutăți, având în vedere că mai tot românul așteaptă cumva ca și țara noastră să se dezvolte odată și odată. Mulțumesc de invitație, mă bucur că fiind pentru prima dată aici la dumneavoastră la radio și sper ca oamenii care ne urmăresc și ne ascultă să obțină informații utile pentru ei din această emisiune. Despre Ministerul Dezvoltării sunt multe de vorbit și despre activitatea acestui minister. Acum, în acest moment, Programul Național de Investiții Anghen Salini și PNRR ocupă marea majoritate a activităților și împreună cu investițiile făcute de către CNI, Compania Națională de Investiții, preocupă mai tot românul, mai tot românul și pe majoritatea primarilor, sunt interesați de aceste programe de investiții și să sperăm că vor obține finanțările pe care și le doresc de la Ministerul Dezvoltării. Asta voiam să dezvoltăm puțin, dacă oricine poate accede la așa ceva, câți dintre primari au binevoit să se intereseze de el și mai mult decât atât să ajungă să facă proiecte vis-a-vis de acest mare, să zic așa, colos, că n-a mai fost unul mai mare decât acesta. Sunt multe sate în Gorj care încă așteaptă gazele, sunt multe sate care încă așteaptă o aducțiune cu apă, poate nici curent nu avem în toate. Prin acest program național de investiții Anghel Salini, mare majoritate a UAT-urilor de la nivelul Gorjului, vorbind, au depus proiecte pentru a finanța fie apă, fie canal, fie drum, asfaltare. La nivelul județului Gorj s-au depus 159 de proiecte de la marea majoritate a instituțiilor, de la marea majoritate a UAT-urilor. Acum nu toate vor putea fi finanțate prin acest program Anghel Salini, dat fiind faptul că avem un buget cumva limitat pe acest județ, dar fiecare UAT va primi o astfel de investiție prin Programul Național de Investiții Anghel Salini. Să sperăm că îndeplinesc condițiile necesare pentru a fi finanțate. Dar, din ce am urmărit și din ce am verificat, lucrurile stau bine la nivelul județului Gorj și fiecare UAT cred că va primi câte un proiect depus. Din multitudinea de proiecte pe care unii din ei au depus mai multe proiecte și cred că unul va fi finanțat de către Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Investiții Anghel Salini. Sunt și minusuri și vă întreb aici dacă sunt legate de timp, pentru că și aceste proiecte au fost trimise cumva, nu, la Bruxelles, pe urmă revizuite. Parcă a fost mult scandal și aici. Sunt perfect de acord, având în vedere că și și PNRR-ul este un program care ajută UAT-urile, nefiind făcut și conceput de către PSD, are multe probleme. În acest moment am reușit să găsim deschidere din partea Comisiei Europene și a reprezentanților pentru a renegocia acest PNRR, care cumva limitează dezvoltarea României în acest moment, așa cum a fost făcut de către reprezentanții USR din guvern. În acest moment se poartă discuții la nivelul Comisiei Europene să putem renegocia pe mai multe capitole acest PNR și sper să reușim. Cred că până la sfârșitul anului, nu știu sigur, dar dacă o să reușim până la sfârșitul anului, este
e foarte bine, pentru că ajută în primul rând oamenii renegocierea acestui PNRR și implicit și instituțiile publice care pot aplica pe eventuale finanțări din partea Comisiei Europene prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Când spui Ministerul Dezvoltării, te gândești așa ca la un balon de oxigen. Parcă acolo ne e speranța. Ne dorim o Românie dezvoltată și vedem că, de fapt, în ultimii 30 de ani, să spun așa, sau după Revoluție, aproape că toate au picat. Nu mai avem industrie, vedem acum cu războiul ce înseamnă să fi fost independenți energetic, nu dependenți de cineva. Și vreau să vorbim puțin despre un alt aspect despre care vorbește poate tot românul pus în funcție, dar mai puțin ceilalți, având în vedere că se vorbește despre digitalizare, în ce măsură și concret ce va însemna pentru România și dacă este pregătită? Eu sper ca digitalizarea României să se întâmple cât mai repede. Este foarte adevărat că acest minister nu ne aparține nouă. Primi hârtii, în a folosi birocrația într-un mod cumva de a se acoperi fiecare reprezentant al ministerului sau al unor instituții publice în cazul în care ar fi un eventual control pentru el, are nevoie de o hârtie. Lucru care în momentul ăsta ar putea fi rezolvat printr-o digitalizare și printr-o semnătură electronică. În 2022, cred că cel puțin la Ministerul Dezvoltării, 99% din lucrurile sau din semnăturile în cadrul Ministerului se întâmplă digital. Toți secretarii de stat și toți subsecretarii de stat au semnătură electronică și în orice moment poate să analizeze, să semneze un document fără a fi nevoie să fie un document semnat holograf. Sunt foarte rare semnate documentele holograf. Acum, digitalizarea e un lucru pe care toți ni-l dorim. Dar nu știu cât suntem de pregătiți, că bine ați punctat generația dumneavoastră, dar mai este o generație care poate nu are resursele necesare, poate nu are vârsta necesară ca să o ia de la capăt cu învățatul și atunci le catalogăm la a fi niște minusuri sau o piedică în promovarea acestui aspect. Eu mă uit la ce s-a întâmplat cu recensământul acesta digital, unde nu s-a atins targetul cu privire la autorecenzare. Că a fost digital. Fiecare a putut să se autorecenzeze dacă și-a dorit să primească o zi liberă de la serviciu sau de unde lucrează. Eu cred că ar trebui făcut un hibrid. E adevărat, acest hibrid de digitalizare și de transformarea digitalizării și în hârtie în cazul în care nu ești capabil să folosești tehnologia, ar fi ideal pentru cealaltă generație care nu s-a sau nu se poate adapta la o digitalizare peste noapte sau foarte rapid. Sper ca măcar să ne apropiem cumva către un 30-40% de o digitalizare generală. Am observat chiar zilele trecute că, nu știu, Consiliul Județean Cluj este prima instituție care eliberează, nu știu, autorizații de construcție sau certificate de urbanism, nu mai știu exact, în format digital, fără a fi prezent sau a se depune hârtii
către acea instituție. Nu știu exact, dar cred că sper să nu mă înșel. E adevărat că s-ar simplifica foarte mult. Îmi spunea cineva din Cipru că și-a deschis o firmă și în 48 de ore i-a venit cuiu. Păi aici, în România, umbli vreo săptămână, două, sau plătești o firmă dacă îți permiți ca să facă lucrul ăsta. Este adevărat că digitalizarea ne-ar ajuta cumva și ne-ar ușura cei care știm să folosim tehnologia. Dar, repet, trebuie să ne gândim și la cealaltă categorie care poate nu s-a adaptat la folosirea acestei tehnologii și nu trebuie cumva dată la o parte, pentru că nu este cazul. Acum, dezvoltarea vine și prin digitalizare. Dar nu întotdeauna trebuie sacrificați oamenii care nu se adaptează. Este adevărat și asta și le mai e teamă de ceva, de lucrul acela, că odată fiind impusă digitalizarea, forța de muncă se dispersează de birou, nu? Că majoritatea probabil se gândesc că își pierd un loc de muncă. Nu întotdeauna prin digitalizare înseamnă pierderea unui loc de muncă. Sunt o grămadă de alte servicii care se nasc odată cu digitalizarea. Sunt convins că lucrurile vor evolua pozitiv și pe piața forței de muncă, atât timp cât oamenii vor dori să se perfecționeze și să tot timpul să învețe ceva nou. Dacă cineva se va plafona în a, nu știu, nu se adapta pieței forței de muncă, atunci e adevărat, îi va fi greu, dar sunt convins că se vor găsi și pentru ei soluții. Să facem așa un pic de slalom între administrație și politică. Ați ajuns cumva acolo, bineînțeles, datorită și unui partid politic care, pot să spun că mă bucură acum în acest an și în anii trecuți să văd că promovează tinerii, ceea ce nu s-a prea mai întâmplat în anii trecuți. Da, sunt perfect de acord. PSD are o alt fel de strategie în care vrea să ajute și să arate că întotdeauna tinerii, pentru PSD, au contat și tinerii. Este foarte adevărat că fiind un partid care, fiind cel mai mare partid din România, are categorii de membri din toate zonele. Dar în acest moment abordarea PSD-ului la nivel național este de promovarea tinerilor. La ministerul pe care, în care, din care fac parte eu sunt cel mai în vârstă subsecretar de stat. Secretarii de stat au 33 și 31, din partea PSD-ului vorbesc. La Ministerul Dezvoltării, subsecretarul de stat care se ocupă de implementarea programului Angel Salini are 33 de ani. Este foarte adevărat, am mai fost subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării acum vreo 2 ani, dar PSD și-a dorit ca în cadrul tuturor ministerelor să ducă oameni tineri, dornici de afirmare, dornici de muncă și dornici de a face performanță. Și mă bucur că de fiecare dată când mă întâlnesc cu alți colegi din alte ministere de la PSD, toți sunt tineri și suntem bucuroși că PSD-ul are în acest moment abordarea asta față de noi tineri. Nu vi se spune că sunteți atât de tineri încât poate opinia dumneavoastră nu contează pentru cei care au multă, multă experiență în spate? Toți că cei și care un handicap. Sunt perfect de acord, numai că toți cei care au fost puși în aceste funcții, toți au făcut performanță undeva. Spre exemplu, unul din secretarii de stat de la Ministerul Dezvoltării din partea PSD este inginer de profesie, fost angajat al CNI, din CNI a fost preluat și adus la Ministerul Dezvoltării. E un profesionist desăvârșit, domnul Alexandru Stoica, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, se ocupă de Angel Salini, are, cred că, 6-7 ani în cadrul Ministerului Dezvoltării. A fost la început angajat, ulterior în cadrul Ministerului Dezvoltării a făcut munca de jos, a înțeles cum se întâmplă treaba în Ministerul Dezvoltării, a fost subsecretar de stat și acum a ajuns secretar de stat. Deci toată lumea pe care PSD-ul a trimis-o la nivel central
toți sunt profesioniști, au făcut performanță într-un domeniu. Eu sunt de profesie avocat, am 14 ani de avocatură, din asta mi-am câștigat existența timp de 14 ani. Adică nu venim de la, nu știu, undeva unde nu am făcut performanță, iar ceea ce am făcut eu în avocatură se pliază foarte bine pe ceea ce se întâmplă în Ministerul Dezvoltării. Vă lipsește acum? Să zic așa, vă e dor? Nu pot să spun că îmi este dor, dar îmi lipsește posibilitatea de a face, de a-mi face programul așa cum îmi doresc eu. Fiind la Ministerul Dezvoltării și fiind o activitate destul de mare, nu întotdeauna îți permiți luxul de a pleca sau de a face altceva într-un anumit moment al zilei. Să vă spun cum gândim noi cei care suntem aici și vă știm acolo la minister, că nu prea stați, că vă plimbați, că aveți mașini și secretare. Nu există. Sună deci, bine. Eu vă spun, pentru că de când sunt de 2 luni jumătate la Ministerul Dezvoltării, nu am plecat nici măcar o zi mai devreme de ora 18, în condițiile în care ajung la birou la ora 8 dimineața. Sau au fost zile în care am plecat și la ora 9. Nu vă mai spun că domnul ministru zilnic la 10 pleacă din... Eu când plec la ora 6 din minister, dumnealui mai stă încă 2-3 ore în minister. Așa se face performanța. Dacă stai plecat sau ai diverse întâlniri politice, nu mai dai randament acolo. Și acolo e necesară prezența ministrului sau a secretarilor de stat, pentru că așa se dezvoltă lucrurile. Și eu mă bucur că și ministru e unul tânăr, având 44 de ani, cumva e apropiat de vârsta noastră și înțelege că performanța se face și cu un pic de sacrificiu. Cei care sunteți acum acolo, veți spun așa peste 4-5 ani că poate semnătura dumneavoastră, poate o opinie a dus la dezvoltarea României? Da, cu siguranță. Eu atunci când mi-am dorit să merg către acest minister, m-am gândit foarte mult, pentru că puteam să merg la justiție, pentru că se plia cumva mai cu bine avocatura. Pe avocatura, dar... M-am gândit foarte mult și am zis că ar fi bine să văd lucruri care vin cumva și dintr-o semnătura mea. Adică să merg prin țară și să zic, uite, grădinița asta sau creșa asta, acolo, un 0,0001% e și datorită mie. Pentru că am fost la momentul respectiv acolo. Mă bucură lucrul ăsta și cumva îmi dă o satisfacție că rămân lucruri după mine și îmi doresc ca lucrurile să rămână pozitive după ce eu nu voi mai fi în cadrul acestui minister. Pentru că politicienii vin și pleacă din cadrul ministerelor, ei trebuie să facă performanță sau să dea un randament cât mai mare în momentul în care sunt acolo, pentru că de aia se duc acolo. Oare din acest motiv unele lucruri nu au continuat în România? Vin unii, pleacă alții... Nu cred că asta este motivul. Oricum, dar... a fost conjunctură favorabilă, pentru că lumea o duce din ce în ce mai greu. Inflația și viața și energia s-a scumpit numai în România și în afară. Adică nu vorbim, am cunoștințe care locuiesc în afară și nu îmi spun că o duc foarte bine. Da, dar noi parcă ne-am autodistrus, adică am avut de toate la un moment dat. În acest moment... Ne-a lăsat comunismul cu de toate. Da, să zicem că ne-a lăsat cu de toate, dar poate n-am știut să le prețuim sau să le dăm, să le continuăm cumva într-un mod democratic după ce ne le-a lăsat comunism. Dar sper că de acum încolo lucrurile se vor așeza pe un făgaș normal, da, pentru că eu sunt conștient că din ce în ce mai greu oamenii o duc, combustibilul s-a scumpit, energia s-a scumpit, dar facem toate demersurile ca lucrul acesta să fie plafonat și energia și combustibilul, să găsim soluții pentru a nu mai crește fără să aibă un fundament clar, pentru că
e clar, în momentul acesta pe bursă barilul de combustibil e 100 de dolari, dar litru e 9 lei cel mai scump, ceea ce nu e în regulă, pentru că nu identificăm nicăieri o creștere atât de mare, o cauza a acestei creștere a combustibilului, dar PSD-ul face tot ce stă în putere ca prețurile acestea crescute abuziv să se plafoneze într-un fel sau altul. Oamenii au mari speranțe de la politicieni în această perioadă în care, așa cum o spun la fiecare emisiune, un război este la granița țării, pandemia numai ce a trecut și a lăsat numai sechele, nu știm exact ce va mai fi, că auzim cu toții zvonistica că din septembrie, iar că septembrie vine cu virus, de când lumea și pământul, nu, când merg copiii la școală se îmbolnăvesc, vin viruzele, în fine. Vedem ce se întâmplă în China. Acum vă întreb, a venit pandemia pe un fond dezastruos în ceea ce privește spitalul românesc, din fonduri. Credeți că este posibil, pentru că România nu e numai o țară săracă din multe puncte de vedere, dar este și o țară bolnavă, dacă stăm să analizăm câte farmacii sunt pe metru pătrat. Vă întreb dacă veți investi în spitale, dacă le aveți în prioritatea dumneavoastră. Prin PNRR sunt mai multe măsuri pe care spitalele le pot accesa. Și cu siguranță managerii spitalelor și cumva UAT-urile, consiliile județene care cumva în subordinea lor se află aceste spitale, vor face tot posibilul ca aceste spitale să se modernizeze foarte mult. Din ce știu eu, la nivelul județului Gorj, domn președinte Cosmin Popescu a depus cel puțin trei proiecte pe PNRR care să dezvolte spitalele și sunt destul de mari ca și valori aceste proiecte și mă bucur că UAT-urile nu ratează nicio posibilitate de a aplica la un program național de investiții sau un program național de redresare și reziliență cum este acest. Eu sper ca UAT-urile să înțeleagă că e momentul să nu mai stea, să aștepte să vină cineva să-i roage cu bani, ci să dea din colț în colț, să caute, să întrebe, să pună mâna pe telefon, să mă sune, să sune pe președinții mei, pe domn președinte Mihai Weber, pe domn președinte Cosmin Popescu, să afle informații pe ce măsuri mai pot aplica pentru a finanța eventuale investiții la nivelul localităților sau la nivel de județ. Practic ne spuneți că poate chiar o să mai rămână bani, nu? Că nu știm cum să-i luăm? Să știți că din PNRR, pe componenta 5, au mai rămas în alte județe. La nivelul județului Gorj nu au mai rămas bani, pentru că se vede în timp real valorile și cum scad banii, dar va mai fi o a doua etapă pe componenta numărul 5, unde UAT-urile care nu au folosit întreaga sumă, se vor aduna toate sumele la nivelul țării și va fi o nouă perioadă de depunere, cred că prin august, pe această componentă 5 pentru a cheltui întreaga sumă atribuită acestei componente 5 de eficiență energetică, de reabilitare. Eu sper ca primarii să realizeze că anul 2022 este anul în care ne relansăm, ori nu. Exact. Ori se face treabă, ori nu se face, pentru că până la sfârșitul anului 2022, jumătate din bugetul PNRR, ceea ce înseamnă 15 miliarde de euro, va trebui contractat, într-un fel sau altul. Deci se vor scoate pe bandă rulantă la 1 iunie încă o componentă la depus proiecte. Peste câteva zile, exact. Că nu avem mult, da. Acum e șansa UAT-urilor să dezvolte localitățile, într-un fel sau altul, pe ce există în momentul ăsta. Dacă PNRR-ul și cu siguranță o parte din PNRR va avea o nouă structură după ce va fi renegociat, vor apărea
va apărea posibilitatea dezvoltării și în zona de, nu știu, drumuri sau în zona de canalizări, cu siguranță vom mediatiza acest lucru și sper să depună proiecte, pentru că, repet, este așa cum discutăm și la minister, este anul în care foarte, foarte mulți bani vin de la Comisia Europeană odată, vin de la Ministerul Dezvoltării prin acest program național de investiții, Angel Salini, și e păcat, este păcat să nu depui proiecte. Este adevărat că pentru unele UAT-uri e cumva complicat să facă studii de fezabilitate, poate nu au banii necesari să facă toate cheltuielile necesare, potriviți. Dar dacă se zbat, am ajuns la concluzia că primarii și UAT-urile care stau la București zilnic, dacă nu zilnic, la două zile, și vin și întreabă la ministerul ăla nu există vreo măsură posibilă să fac și eu drumul ăla, să fac și eu podul ăla, să fac și eu spitalul ăla. Mai e ceva, nu? Exact. Cei care stau acasă în birou și se așteaptă, mandatul. Nu mă sună acum domnul președinte Weber să mă întrebe, domne, știți, avem niște fonduri, n-ați vrea să veniți să aplicați pentru ele, să depuneți proiecte? Nu o să primească niciodată, pentru că nu vine niciodată nimeni să te roage cu bani. Întotdeauna sau nu știe de ce ai tu nevoie, nu? Da, nu știe de ce ai tu nevoie. Și eu aștept din partea primarilor să fie mai dornici de a depune proiecte și de a bate pe la toate ușile. Pe la toate ușile este important ca ei să înțeleagă că fără a bate pe la toate ușile nu vor rezolva asta, dezvolta comunitatea, niciun fel. Și acum o altă întrebare. Bun, vin banii ăștia, dar tot poporul vorbește că ne îndatorăm pe nu știu ce termen și perioadă mare de an, că vor plăti și copiii copiilor noștri. Acești și ce ne facem? Acești bani nu sunt din împrumuturi. Deci nu vorbim de bani care vin din împrumuturi. Banii aceștia sunt, odată vin din cota României pe fonduri europene, pe acest program național de redresare și reziliență, care vine din partea Comisiei. Este adevărat că bugetul Angel Salini vine de la Guvernul României. Acum, suma aceasta nu a fost împrumutată pentru a putea avea acest program. Și împrumuturile acestea pe care le face România, le face orice stat, nu numai România. Este foarte adevărat că suntem într-o situație în același timp în care cumva n-avem posibilitatea de a scăpa de aceste împrumuturi prea rapid, dar fără aceste împrumuturi blocăm țara. Și absurd să blocăm o țară pentru că în acest moment trebuie să ne împrumutăm. L-am auzit pe președintele partidului de la centru spunând că este impropriu într-o stare așa cum este România acum să crești taxele și impozitele. Haideți să dezbatem un pic și acest subiect, care, dincolo de ce spunem noi aici, nu știm ce se va întâmpla, pentru că până la urmă sunteți două partide la guvernare. Nu știu cât de bine vă înțelegeți unii cu alții, dar tot timpul am spus că parcă e mai liniște acum decât data trecută. Și atunci asta ar fi întrebarea: mai suportă, mai poate poporul român să strângă cureaua, având în vedere că prețurile au luat o razna și ne mai vin și alte taxe și impozite? Taxe și impozite nu vor fi, cred eu, după părerea mea, mărite, ci doar se va ajusta asta înseamnă cumva modul de a colecta, pentru că acest impozit progresiv despre care se vorbește și e singurul despre care se vorbește în acest moment, restul taxelor rămânând cumva neschimbate, eu cred că ar fi în perioada aceasta util. Dacă e făcut bine, spune un profesor de economie. Dacă e făcut bine, ar fi util României. E adevărat că cei mai avantajați ai impozitului acesta progresiv vor fi întotdeauna oamenii care nu vor avea sute de mii de euro în casări lunar, ci vor avea, nu știu, un salariu minim 50 de milioane, 40, 30 de milioane. Zona asta va fi cumva
pozitiv afectată pentru că va plăti cumva un impozit mai mic. Cei care vor încasa 10.000 de euro lunar, e adevărat că vor fi afectați destul de bine pentru că un impozit progresiv în funcție de încasările pe care le ai sau în funcție de veniturile pe care le ai, e clar că va trebui, dacă încasezi foarte mult, să plătești și un impozit mai mare. Sau dacă ai, nu știu, 50 de case, să plătești un impozit aferent. Da. Dar lucrul ăsta există în Spania, există în Italia, există în Germania. Acest impozit progresiv există și multe țări europene îl folosesc. Bine, că aici reprezentanții care lucrează în asigurări mi-au mai și zis că România e una dintre țările unde are cei mai mulți proprietari. În alte state sunt chiriași, nu există foarte adevărat. Da. Noi avem cultul proprietății. Noi să ne luăm case, luăm și la copii și dacă putem și la nepoți. Da. Și nu știu, dacă așa a fost din tată în fiu, cred că așa va fi și de acum încolo. Trăim să ne facem case. Da, că doar nu le luăm cu noi, dar să le facem. Exact. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar este o, cumva, în ghilimele, o meteahnă. Da, o meteahnă pe care am preluat-o de la părinți, părinții noștri de la părinții lor și tot așa. Suntem posesivi, așa. Da, ne place nouă să avem noi pământ, peticul nostru de pământ, de parcă după aceea când ne ducem dincolo, gata, l-am luat, l-am cumpărat, îl iau cu mine dincolo. Doamne, rămâne tot acolo. Mai este o discrepanță, domnul Dragoș Drăghescu, între sectorul privat și sectorul de stat. Sectorul privat, care nu se bucură de atâtea facilități ca sectorul de stat, mai mult decât atât, în spatele PSD-ului s-a tot aruncat că dumneavoastră PSD-ul ați făcut cele mai multe angajări, că de câte ori ați ieșit la guvernare, ați creat locuri pentru cei care v-au ajutat în campanie și până la urmă, poate nu numai dumneavoastră și celelalte partide ori fi făcut la fel. Ideea este că acum este sufocat mediul privat. Au dat foarte multe firme faliment, 20.000 de firme erau acum 2-3 luni, mă uitasem pe o statistică și numărul lor de a închide este, chiar dacă i-a ajutat statul un pic, este din ce în ce mai mare. Atunci, cum se va face această colectare? Cum va fi ajutat sectorul sau și tot bugetul, având în vedere că acum, uite, auzi că vine și ANAF-ul, că l-are pe ei, ce fac, închid, știi, înțelegeți ce spun. Sunt convins că mediul privat va fi sprijinit, pentru că fără mediul privat nu va mai exista cel de stat, nici pensii, nici alocații, nici nimic. Exact. Este susținut, statul este susținut de către mediul privat. Dar nu face mare lucru pentru ei, să știți. Este clar că în acest context mediul privat va trebui susținut într-un fel sau altul. Este adevărat că pe perioada pandemiei au fost puține măsuri în care au primit ajutor, da, și mulți n-au știut, să știți. E foarte adevărat, asta. Este foarte adevărat. Numai că în acest moment cumva și angajații din privat trebuie să nu resimtă aceste majorări de prețuri la combustibil sau la energie. Din această perspectivă, ieri, dacă nu mă înșel sau alaltăieri, s-au adoptat o hotărâre de guvern prin care persoanele care vor primi cu 200 de lei mai mult la salariu, pe suma respectivă nu vor fi impozitați, angajatorii nu vor fi impozitați pe suma care va fi majorată cu 200 de lei începând cu 1 iunie 2022. Mediul privat vrea și el facilități, știți cum, dați vouchere la stat, zice nouă de ce, nu că noi ținem pe aceea. Da. Sunt convins că această posibilitate cumva e mai greu de realizat, având în vedere că știți că, iertați-mă că vă întrerup, dar în mediul privat n-au nici bonuri de masă, nu au nici vouchere, nu au mai nimic decât salariu și faptul că sunt buni, că la privat nu te țină, dacă nu ești, da, nu confirm, la revedere. Performanță. Vorbim de performanță. Acum eu cunosc și o categorie de privați care obțin și vouchere de vacanță și cumva bonusări care să compenseze eventuale costuri cu asigurările de sănătate privată. Și e foarte adevărat că lucrează la multinaționale, dar cumva societățile comerciale sau cumva mai mici
care nu sunt dezvoltate și nu sunt multinaționale. PF-uri, oricum da, sunt multe. E complicat pentru a le sprijini cu o astfel de măsură de acordare a voucherelor de vacanță către zona asta de privat, pentru că ar însemna niște costuri enorme din partea bugetului de stat. Pentru că și acele vouchere înseamnă bani pe care statul român îi plătește către acel hotel sau către acea pensiune care utilizează voucherele de vacanță. Este așa și un cerc vicios, pentru că multe profesii au dispărut. Dacă vrei, uite, un ceasornicar găsești greu, nu mai găsești poate un pantofar sau cum se numeau, da, care da, mergi cizmar, acolo și da. Un cizmar să-ți pui un flec la pantoful, arunci acum și îți cumperi altul dacă mai poți mâine pe mâine, nu știu. Da, sunt perfect de acord. Da. Deci sunt foarte multe meșteșuguri, să le zic așa, care au dispărut și poate e șansa noastră să ne relansăm, că tot vorbim de Ministerul Dezvoltării și vin bani de acolo, și să știe fiecare ce poate face, că am înțeles că sunt foarte multe fonduri și la țară, de la pista de bicicletă, că poți să nu să absolut, nu absolut. Mai poluezi atât da, cu mașina, să mergi cu bicicleta până la orice altceva. Da. Da. Suntem pe final de emisiune. Ce le spuneți la oameni sau ce mesaje aveți pentru ei, având în vedere că mereu în ceea ce faceți în activitatea dumneavoastră se strecoară și acel schimb de experiență cu alte țări. Bănesc că din ce vedeți poate acolo reușiți cumva să implementați și aici. Cu siguranță o să implementăm multe din proiectele și din de dezvoltare implementate la nivelul Uniunii Europene, dar toate necesită timp. Să luați în considerare că și acasă, dacă vă hotărâți să vă renovați ceva, o casă, nu o faceți peste noapte. Anul ăsta strângeți bani pentru o cameră, anul viitor strângeți bani pentru etaj sau anul viitor, peste încă 2 ani, strângeți bani pentru a face cardul. Niciodată nu o să reușim să rezolvăm lucrurile azi, rezolvăm problema renovării unei case. Toate necesită timp. Acum, știu, oamenii nu mai au răbdare. Oamenii vor să se întâmple astăzi. Dar au obosit, probabil. Probabil au obosit. Dar eu, din perspectiva mea, o să-mi dau toată silința ca lucrurile să se dezvolte cât mai repede cu putință. Eu sunt de principiu, hârtiile nu trebuie să stea. Dacă suntem atacați de această birocrație, hârtiile, cel puțin la mine, la cabinet, hârtiile se semnează sau se documentează în maxim jumătate de oră, o oră. Dacă am ceva nedumeriri cu privire la un document, atunci vreau să-l semnez. Nu vreau să stea la mine pe birou dezvoltarea unui județ sau dezvoltarea unei comunități, pentru că n-am eu timp să mă documentez foarte bine pe proiectul respectiv, să fiu convins că e în regulă să-l semnez. Nu, mă documentez atunci, pe loc, când am de semnat acel document, și eu sunt de principiu ăsta. Nu folosim birocrația pentru a afecta oamenii. Pentru că și dezvoltarea unei comunități poate fi afectată de birocrație. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi, de cei care ne-au ascultat și poate ne-au văzut în mediul online. Mulțumesc de la această oră. Mulțumesc mult de invitație. Cu tot dragul și vă doresc mult succes și măcar așa, să confirmați acolo locurile, ca să dați încredere românilor că politica nu e ceea ce crede oricine. Numai bine! Numai bine! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Mihaela Andreescu.